Mulțumim fratelui Iosif și fratelui Ștefan pentru serviciu. Din partea micii adunări de la Stârci, vă aduc un salut frumos din Psalmul 59, versetul 16 și 17. Dar eu voi cânta puterea ta, dis de dimineață voi lăuda bunătatea ta, căci tu ești un turn de scăpare pentru mine, un loc de adăpost în ziua necazului meu o tăria mea, pe tine te voi lăuda, căci Dumnezeu, Dumnezeul meu cel prea bun, este turnul meu de scăpare. Domnul să ne ajute pe toți și să ne dea o inimă și deschise la cuvântul lui. Îl rugăm pe fratele Nicolae și în partea a doua o vom avea pe fratele Liviu. Mulțumesc, frate! Mai întâi vreau să mulțumim, eu și cu soția, care e aici de, față, să mulțumim Domnului pentru că ne a păzut în călătorie, să mulțumesc, să mulțumim fraților m-am că sunt o lecție după capacitatea care o am, nu e perfectă, dar ce este perfect pe lumea asta? Uh, <hă> uh, <h> Și vreau să citesc câteva încurajări date de Apostolul Petru, care cred că toți le iubiți aceste încurajări și sfaturi, din întâia sa epistolă, capitolul 1, versetul 3, începând. Binecuvântat să fie Dumnezeu Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, care, după îndurarea sa cea mare, ne-a născut din nou, prin învierea lui Isus Hristos din morți, la un de vie și la o moștenire nestricăcioasă și neîntinată, care nu se poate vește zi, păstrată în ceruri pentru voi. Voi sunteți păziți de puterea lui Dumnezeu prin credință, pentru mântuirea gata să fie descoperită în vremurile de apoi. Și noi suntem în vremurile de apoi. <coughs> în ea voi vă bucurați mult, măcar că acum, dacă trebuie, sunteți întristați pentru puțină vreme prin felurite încercări. Nu e la toți la fel încercarea, da? <coughs> pentru că încercarea credinței voastre, cu mult mai scumpă decât aurul care piere și care totuși este cercat prin foc, să aibă ca urmare lauda, slava și cinstea la arătarea lui Iisus Hristos, pe care voi îl iubiți, fără să îl fi văzut. Credeți în el, fără să îl vedeți și vă bucurați cu o bucurie negrăită și strălușită. Pentru că veți dobândi ca sfârșit a credinții voastre mântuirea sufletelor voastre. Discursul meu este taxat, axat pe evenimentele de secolului 20 care sunt cuprinse în profesiile Bibliei. Și am intitulat această temă în sensul acesta și am dat acest titlu Profesiile Bibliei din secolul 20. Acum știți ce e un secol, e 100 de ani, da? Și secolul 20 a început la 1901 și s-a sfârșit în anul 2000. Deci în perioada asta, ce s-a întâmplat? După Biblie, în lume, în Europa, peste tot, cu privire la împărăția lui Dumnezeu. Mulți apreciază Biblia ca o carte bună, dar puțin își imaginează că ea redă cu fidelitate istoria lumii de la origini până azi. Mai puțini sunt aceia care pot citi sau descifra mesajul profetic al ei cu privire la evenimentele secolului 20. Noi acum suntem în secolul 21, iar secolul 20 s-a sfârșit în anul 2000. Și putem privi în urmă la profesiile Bibliei, încercând să vedem dacă unele din ele s-au împlinit în secolul trecut și ne-au adus mai aproape de ceea ce noi ne rugăm în Tatăl nostru. Vie împărăția ta! Pentru cei care consideră raționale cuvintele Apostolului Pavel că tot ce ne înconjoară și chiar noi înșine sunt destule dovezi că există un Creator a tot înțelept, a tot puternic, drept și iubitor și care este deasupra spațiului și a timpului, Romani 1, 19 cu 20 și că orice scriptură insuflată de Dumnezeu este de folos 2 Timotei 3 cu 16, oferim câteva sub dovezi succinte, adică pe scurt, cum am zice, spre a fi puse sub analiza critică despre o anumită parte a istoriei omenirii, istoria secolului 20. După cum am zis, intervalul acesta de la 1900 de la 2000. <coughs> Și cu extensie, și în secolul XXI. Istorie văzută prin telescopul profeției Bibliei, la care Apostolul Petru ne spune că bine facem dacă luăm aminte. La ce? La profeții. Evenimentele de-a lungul veacului și mai ales cele, cele din ultimul. pe Pământ, analizate din punct de vedere divin, sunt menite să dizolve actuala formă de organizare a lumii ca să fie înlocuită cu una nouă ordine mondială dreaptă. Așa de deci, istoria lumii începe după Geneza 2,14 pe la izvoarele Eufratului și s-a întins pe tot globul începând în Orientul Mijlociu. Biblia descrie istoria începând din Eden, iar cartea Apocalipsa încheie descrierea evenimentelor istorice, începând din Palestina, de după Hristos, după care se extinde pe continentul european și spre sfârșitul cărții acestea cuprind întregul glob. Istoria lumii prezentată în Apocalipsa este scrisă codificat, adică cu anumite secrete. Și doar cu ajutor divin se poate înțelege mesajul ei și comparând-o cu istoria laică, adică istoria lumii, istoria seculară, putem discerne că este vorba de istoria Europei în cea mai mare parte. Deci cartea Apocalipsa se ocupă cea mai mare parte cu istoria Europei. De ce evenimentele din Europa ocupă locul primordial în cartea Apocalipsa nu este greu de înțeles, având în vedere că acest continent este locul de naștere al Imperiului Roman, ultimul din cele patru pe care le găsim descrise în cartea lui Daniel, capitolul 2 și 7, care, conform profeției confirmată de istoria seculară din păgân, a devenit creștin și a pretins timp de peste o mie de ani în forma sa creștină, că aceasta este împărăția după care ne rugăm în Tatăl nostru. Dar istoria arată că aceasta a fost o mare farsă, o mare înșelătorie, o taină fără de legii. Acestea sunt fapte cunoscute, le amintim numai pentru că ceea ce vrem să relatăm este aceea că evenimentele secolului 20 au început să se desfășoare din Europa propagându-se cavalurile cu cutremurilor pe tot globul. Amintim aici Revoluția franceză de la 1789, răsturnarea guvernării papale asupra Europei la 1799 de către armatele lui Napoleon, dar intrând în secolul 20, anul 1914 este anul împlinirii unei mari profesii. Aici se sfârșește de drept vremile neamurilor Expresie care a ieșit de pe buzele Domnului Isus în Luca 21 cu 24, vremuri care sunt legate de robia Ierusalimului. Și-a întregii luni, de fapt. Țările creștine ale Europei au declanșat războiul mondial din 1914, fără să știe că împlinesc profesia. Pe ele le-a interesat împărțirea prăzii, mai ales a coloniilor de peste mări. Filmele documentare din 1914 arată cum preoții creștini ruși sfințeau cu aghiazmă tunurile care să tragă în germanii creștini, iar preoții germani de cealaltă parte sfințeau tunurile lor să fie în bună stare să-i omoare pe ruși. Tot din Europa a pornit a doua mare cu o revoluție, care a depășit ca forță Revoluția franceză din secolul XVIII, și așa lua naștere comunismul în Rusia. Tot din Europa a început al doilea război mondial, cel mai distrugător. Și la fel ca primul a devenit un război care s-a întins în toată lumea. Iar comunismul s-a întins în Europa de răsărit și a încercat pe vremea lui Hrușciov să atace America prin Cuba, care e numai la câteva sute de kilometri de Florida, unul din Statele Unite, un stat din Statele Unite care este aproape de Florida, deci prin Cuba. Aceste evenimente au fost prezise de Dumnezeu prin Profesii Bibliei. Aceste războaie și revoluții puse la cale de puternicii lumii cu scopul nedrept de a domina, de a se îmbogăți, de a face pe alții să sufere, au fost uneori deturnate, fără să știre, fără știrea lor, de providența divină și sunt dirijate, fără ca oamenii să știe, făcându-i să se distrugă unii pe alții pentru a fi înlocuiți cum împărăția lui Dumnezeu. Iar profetul spune despre această lucrare. Mâna ta este puternică, ei nozăresc. Isaia 26,11 Acestea sunt dirijate în cele din urmă în folosul omenirii, care se îndreaptă fără să știe, omenirea, deci fără să știe, se îndreaptă mânată de mâna nevăzută a lui Iisus Hristos spre un anumit ideal al speciei umane, ideal pentru care el a murit. Și așa dorința tuturor poporilor se va îndeplini, dar nu după planurile lor, care s-au dovedit de-a lungul veacurilui că sunt rele. Aceste evenimente șocante, dureroase, ca o operație chirurgicală, au dezmembrat marile imperii din Europa, care au pretins a fi al lui Hristos. Și organizațiile făcute de oameni vor fi nimicite pentru că nu sunt compatibile cu principiul dreptății. Și chiar azi, după căderea lor, acestor coloși sunt, sau munți, cum îi numește Biblia, această formă de guvernare, așa zisă democratică, nu oferă bunăstare decât celor bogați și este roasă pe dinăuntru de virusul corupției, pe toate meridianele și paralelele globului pământesc. Ea nu aduce fericire, ci doar o idee falsă despre ea. Dezmembrarea sistemului de guvernare pământească egoistă sunt consemnate în Apocalipsa metaforic. Cităm. Munții și ostravele s-au mutat din locul lor. Apocalipsa 6 cu 14. Aceasta indică Adică în urma acestor mari evenimente care au zguduit planeta, plecând din Europa, văzută în trecut ca Imperiul al iv Imperiul Roman, au fost redesenate hărțile țărilor. Asta înseamnă mișcarea munților, clătinarea, dispariția lor. S-au făcut alte hărți, au apărut alte state, componente ale falnicului de altă dată Imperiu, <coughs> dar acum bolnav de mort, deci vorba de Imperiul Roman. Și Europa este pe temelia Imperiului Roman. Aceste războaie și revoluții ale secolului 20, cu prelungire și în secolul 21, sunt menite să răstorne și guvernele corupte de după căderea marilor imperii, să pregătească omenirea spre ceea ce își dorește de fapt. Dar nu după metodele ei, care s-au dovedit a fi metode egoiste, și o conducere globală fondată pe dreptate și iubire divină, singura care poate aduce din nou raiul pe pământ sub domnia lui Hristos. Asta înseamnă restatornicirea sau restabilirea sau așezarea din nou a tuturor lucrurilor. Planeta noastră, cu tot ce conține este acum în proprietatea Domnului Isus de drept. De aceea El spune: Iată, eu fac toate lucrurile noi. Adică, conduceri noi pe pământ. Apocalipsa 21 5. Adică, o conducere nouă răsare azi la orizont, pe întregul pământ, unde dreptatea va fi principiul de guvernare. Apostolul Pavel, referindu-se la întreaga populație a planetei, declară cu compasiune că. Citez, geme și suspină tânjind după eliberare. Romani 8, 19, 22. Domnul Isus cunoaște prea bine suferințele omenirii pentru că a trăit ca om printre noi și a simțit în trupul său toată suferința umană și acum a venit să ne elibereze. Dar știe lumea acest lucru? ar trebui să știe, pentru că Iisus ne informează și zice, cel ce ședea pe scaunul de domnie a zis, iată eu fac toate lucrurile noi. Ce va face nou Iisus pe planeta noastră? Citez, el va șterge orice lacrimă din ochii lor și moartea nu va mai fi. Nu va mai fi nici tânguire, nici țipă, nici durere, pentru că lucrurile din tâi au trecut. Apocalipsa 21, 1 la 5. Acestea sunt încă în viitor, dar Domnul lucrează. Spre acest ideal se îndreaptă lumea fără să știe, doar un mic număr de oameni de pe planetă urmăresc planul lui Dumnezeu de mântuire a lumii desfășurat în cartea sa Biblia. Ce trebuie amintit este că binecuvântarea întregii lumi atârnă de binecuvântarea copiilor lui Avram, evrei, și când Isus vorbea de eliberarea Ierusalimului după timpul sau vremile Neamurilor, care azi știm că au ca drept ele, ca drept ele au expirat în 1914, Isus știa că partea pământească a împărăției viitoare va începe la Ierusalim. Iar evenimentele celui de-al Doilea Război Mondial ne arată că el a fost eliberat jumătate din Ierusalim în 1948, iar cealaltă jumătate în războiul dintre evrei și arabi în 1967. Atât Domnul Isus cât și Apostolul Pavel ne atenționează în această privință, el scrie, Slavă, cinste și pace va veni peste oricine face binele, întâi peste iudeu, apoi peste grec, Roman 2,10. Avram, prieten cu care a tot puternicul a încheiat un contract, un legământ, spune Biblia, în Geneza 22, 6 18, semnat cu un jurământ de Dumnezeu. Referitor la prioritatea evreilor, la mântuire, Iisus declară, mântuirea vine de la iudei. Ioan 4, 22. Evenimentele grave de azi și cele mai grave care vor veni curând, îndreaptă toată planeta locuită, spre nou legământ, sub care va putea beneficia de viață veșnică pe bază de supunere față de Dumnezeu în virtutea prețului de răscumpărare, pe care l-a depus pe Golgota Domnului Isus și care, în care este stipulat ca principiul divin mântuirea întregii rase umane, iar generația noastră în acest început de al treilea mileniu de la Iisus se află în pragul eliberării, în ciuda dezastrului spre care se îndreaptă guvernarea planetei. În Armagedon va fi distrusă guvernarea Pământului și sunt dovezi că distrugerea a început din 1914. Scriptura spune, și vedem deja că toată lumea suferă și nici creștinii nu sunt scutiți, dar scopul lui Dumnezeu este ca prin Isus, căruia i-a dat toată puterea în cer și pe pământ, este să instaureze guvernul teocratic. Pentru acest guvern, el ne-a învățat să ne rugăm vie în ta. Deci nu populația globului va fi distrusă în Armagedon, ci guvernarea rea de azi. Lumea de azi este pedepsită, de fapt se auto-pedepsește, cum zice Ieremia 2,19, unde scrie lui Israel, dar se potrivește întregii lume. Tu singuri te pedepsești cu răutatea ta, dar din mila lui Dumnezeu va fi salvată, pentru că Iisus a spus, după ce mă voi înălța de pe pământ, voi atrage pe toți oamenii la mine. Ioan 12 cu 32. Necazul care a început peste guvernele lumii din anul 1914 nu a fost provocat de Dumnezeu, ci de lăcomia imperiilor de a se dărâma unul pe altul pentru a pune mâna pe bogățiile planetei. Actualul conflict din Europa urmărește același scop. Adevăratul rege al planetei Domnului Isus profită de aceste conflicte la fel ca și Gedeon în războiul său cu Madianiții, și așteaptă până când să se împlinească profesia din Daniel 35, 2 cu 35, până se vor sfărâma împreună și până vor deveni ca pleava din arievara. Li lasă să se macine. Pe aceste ruine, pe această pleavă, Isus va inaugura o nouă ordine mondială, folosind dreptatea ca pe un toiac de fier, începând din Ierusalim, pentru că să se facă voia ta precum în cer, așa și pe pământ, din Ierusalim, începând. Trâmbița care i-a speriat, pe evrei în Exodul 19, când se îndreptau spre legământul de la muntele Sinau, Sinai, producea sunete puternice care supărau urechile poporului. Acum sună o altfel de trâmbiță și nu toată, nu toată lumea aude azi sunetul ei. Apocalipsa capitolul 11 o numește cea de-a șaptea trâmbiță, iar apostolul Pavel cea din urmă trâmbiță. 1 Corinteni 15,52 și Biblia spune în Psalmul 89,15 Ferice de poporul care aude sunetul trâmbiței. Sau, sunetul de bucurie, în alte traduceri, vestea de bucurie. Aceasta este a șaptea perioadă de o mie de ani de la Adam, împreună cu toate evenimentele legate de această mie de ani de domnia lui Hristos, sau a treia mie de ani, a treia zi de la Hristos, care este sunetul trâmbiței a șaptea de azi. Ar fi o întrebare. Ea reprezintă evenimentele stabilirii împărăsirii Dumnezeu pe pământ. Care este acest sunet pentru cine le aude? Sunetul este. Iată mirele. Matei 25 cu 6. Iată, Iisus a întors, a venit a doua oră, așa cum a promis. El este prezent. Sunetul acestei așa zise trâmbițe anunță prin mesajul Bibliei și prin desfășurarea evenimentelor globale că a început Domnirea lui Hristos în mijlocul dușmanilor săi, Psalmul 110,2. Această trâmbiță anunță începutul Domnului Hristos în atmosfera Pământului, invizibilă ochiului uman, chiar înainte de a să prăbuși Domnia neamurilor, înainte de a se prăbuși acest sistem rău. Citez din nou Apocalipsa 11, 15 la 18. Sunetul ei mai cuprinde mesajul, Dumnezeul tău domnește, Isaia 52, 7. Despre aceasta Iisus a spus, eu azi și mâine lucrez și a treia zi voi ispravi lucrarea, lucra 13 cu 32. Desigur, este vorba de lucrarea de mântuire a noastră, a tuturor. La fel scria în vechime profetul Osia, care a spus în capitolul 6, 1 cu 2, cam aceleași cuvinte care le-a spus Isus: Veniți să ne întoarcem la Domnul, că El ne-a sfârșit, dar el ne va lega rănile. El ne va da viața în două zile, a treia zi ne va scula, în paranteză, din morți, și vom trăi înaintea lui. Acest sunet de acum mai reprezintă evenimentele grave de azi care produc frică și panică pe întreaga planetă. Așa cum s-au speriat evreii când s-au apropiat de muntele Sinai, așa se sperie lumea când se apropie de nou legământ. Lăsând pentru un moment la o parte relațiile dintre oameni care se deteriorează grav, până la prăbușirea oricărui guvern omenesc în anarhie, ceva în lume totuși progresează, dacă suntem atenți. Uitați-vă, aer condiționat. Când a fost data trecută, nu era. Aceasta este dezvoltarea științifică în toate ramurile activității umane. Această dezvoltare a progresat încet, cu sacrificii, dar constant și din ce în ce mai frumos și mai bine. Filmele documentare de la începutul apariției artei fotografiei și cinematografiei ne aduc înapoi în secolul XIX și vedem niște mașini primitive și caragioase, comparativ cu cele de azi cu aer condiționat și GPS. Totuși, străbunicii noștri le-au creat cu mult entuziasm și spirit de sacrificiu. Adică chiar au și murit mulți dintre ei. Un inventatori au murit în timp ce își punea în funcție mașina sau avionul, cum este cazul și constructorul de pilot român și pilotul român Aurel Vlaicul, care s-a prăbușit cu avionul construit de el, murind la 13 septembrie 1913, la numai 31 de ani. Și mă uitam pe Wikipedia și căutam cel pus în 10 în lume, inventatori au fost omorâți de mașinile lor, în timp ce le probau. Și alții din lume au murit, ca să zicem așa, pe altarul științii. Strămoșii noștri din secolul XVIII au fost martorii apariției mașinilor cu abur, după care au apărut motoarele termice cu benzină și motorină. Să nu uităm de becul electric lângă care Thomas Edison din Ohio care l-a inventat, a stat lângă el, adormindu-l cum de lumină până adică admirându-l cum de lumină până a adormit. Am văzut un film documentar cu asta, de-aia vă spun, că stătea Edison lângă bec și a dormit. becul a ardea pe masă, până a reușit să facă filamentul. Din ce să-l facă? Ca să nu se ardă filamentul. Firul ăla din bec, ăla e filamentul. Când a reușit, a pus becul pe masă, a prins și a stat lângă el. Becul și el a dormit lângă bec. Ce să vorbim? Vorbim de aparatele de comunicare, care la început au fost foarte primitive. Să vorbim de aparatul morse, care se bătea în cu după tic, 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 tic. Radioul, cinematografia mută, mută în sensul că nu vorbeau actorii. Nu s-au inventat în graiu, nu puteau vorbi la început. vedem pe Stan și Brand, de exemplu, în filmele mute. Apoi, televiziunea alb-negru, deci fără culori, iar azi televiziunea color. Păi toți avem televizoare colorate. Păi noi credem că așa a fost dintotdeauna. Nu, el e progresat, dragii mei. Știm cu toți lucrul acesta. <coughs> Telefoane celulare. Iată că eu, de acasă de acasă, din telefon, pot să-mi văd acasă casa, ne am descărcat o aplicație, mi-am pus camera video de urmărire a casei și o văd casa de aici, de pe telefon. Sau de oriunde din lume. ce e asta, dragii mei? Nu-i progres, e numai rău. Automatizarea, robotizarea, mașinile cu care circulăm sunt construite în cea mai mare parte de roboți. Ați bate la ușă epoca digitalizării, ceva și mai și care sperie generația mea. Noi, bătrânii, ne speriem de digitalizarea asta. Ce-o mai fi și asta? Să nu mai avem bani, să nu mai avem buletin, să ne baje chipuri și de acolo să nu trebuiască să ai buletin, nici care de conducere, nici cart bancar, nici nimic. Și unii spun că acestea sunt, de fapt, semnul fiare. Dar eu mă opun la aceasta. Medicina a făcut progrese uriașe, agricultura de asemenea, S-a lansat satelit de comunicații care face ca lumea să fie mică. Pentru că te vezi pe telefonul mobil sau pe tabletă, în aceeași secundă când ruda ta sau prietenul tău îți vorbește în video pe WhatsApp, pe Skype sau Messenger. Sau sunt și alte. De la capătul lumii. Iar în timpul pandemiei, atenție, a apărut și zoomul nostru, cel de toate zilele, putem să spunem, pe care se transmite și convenția aceasta de la Călinești, la cei de acasă, care participă virtual și n-au putut să vii aici, fi, să fie prezenți fizic. Ce înseamnă toate acestea? Înseamnă progres, care va fi și mai mare în viitor când lumea va fi condusă după dreptate. Dacă lumea n-ar avea niciun viitor fericit, toate aceste invenții au fost făcute degeaba. Unii cred că știința nu va exista în împărăția lui Dumnezeu pe pământ și vom circula pe jos sau cu cămilele ca pe vremea lui Avram și pe vremea apostolilor. Au apărut aceste invenții întâmplător? Nu. Și au fost profesite în cartea lui Daniel, capitolul 12 cu 4, unde îngerul Gabriel le leagă de prezența a doua a lui Isus. Zice că atunci cunoștința va crește, când se va scola Hristos să domnească și stabilirea împărăsirii Dumnezeu pe pământ și de o dezvoltare științifică fără precedent care va șterge sudorea, nu lacrimile, sudorea, transpirația, de pe frunțile oamenilor. Știți că așa asta a fost făcut parte din, din blestem, nu? Cu sudoare îți vei câștiga pâinea, i-a spus la Adam. Blestemul rostit în Eden asupra pământului va fi înlăturat și oamenii vor lucra mai departe pământul, dar nu cu trudă și sudorea feței. Vorbind metaforic în limbajul Apocalipsei 21, cortul lui Dumnezeu cu oamenii va fi instalat la Ierusalim. Pacea și fericirea se va răspândi în toată lumea în cercuri concentrice cu epicentrul în Ierusalim și va încununa veșnic frumoasa planetă albastră, deci ei zic albastră, că așa au văzut o cosmonauță din navele Apollo a văzut pământul din nava cosmică, cum arată? E albastru, din cauza oceanelor, că e mai multă apă pe pământ și dă de la distanță mare ideea că e albastru. Și această planetă a fost cumpărată cu tot ce pe ea, cu scumpul sânge al lui Isus, nu cu aur, nici cu argint, zice Petru. Ea va fi restaurată tot de el și predată din nou oamenilor plăcuți lui Dumnezeu cum au cântat îngerii păstorilor la nașterea lui Isus. Pace pe pământ între oamenii plăcuți lui. Luca 2 cu 14. Vă mulțumesc! Mulțumim Domnului și fratelui Nicolae pentru lecția frumoasă profeției biblice cu privire la secolul 20. Aș aduce o câteva versete cu privire la această frumoasă lecție. Romani, capitolul 1, versul 20 și 21. În adevăr, în sușirile nevăzute ale Lui Dumnezeu, puterea Lui veșnică și dumnezeirea Lui se văd lămuri de la facerea lumii când te uiți cu băgare de seamă la ele în lucrurile făcute de el, așa că nu se pot dezvinovăți. Fiindcă măcar au cunoscut pe Dumnezeu, nu l-au proslăvit ca Dumnezeu, nici nu i-au mulțumit, ci s-au dedat la gânduri de șarte și inima lor, fără pricepere, s-a întunecat. Iar pentru noi, din casa credinței, aș aduce două versete din Efeseni, capitolul 4, Versetul 20. Dar voi n-ați învățat așa pe Hristos dacă cel puțin l-ați ascultat și dacă potrivit adevărului care este în Isus ați fost învățat. Îndemnul care ne-l dă să ne înnoim în Duhul Minții noastre și să ne îmbrăcăm în omul cel nou făcut după chipul lui Dumnezeu de o neprihănire și sfințenie pe care o dă adevărul. Vom continua cu cântarea 188, după care va urma fratele Liviu.